Ca să îmi armonizez alimentația, trebuie în primul rând să echilibrez două lucruri. Senzația de foame și senzația de sațietate. Aceste două senzații sunt foarte perturbate. La omul modern, la copilul modern, din păcate, și la persoanele care au ținut, să spunem, multe regimuri. O să vedem de ce. De asta și spun că regimurile ne fac mai mult rău decât bine. Mai mult ne slăbesc și voința, și stima de sine, și fizic ne slăbesc anumite organe, sisteme din corp, dar iată, ne slăbesc și mecanismele cele mai importante în gestionarea kilogramelor noastre, foamea și sacietatea. Principalul factor, din punct de vedere, să spunem, și fizic și emoțional, care duce la excesul de greutate, e stresul. Ce auzim? Băi, dar stresul ăsta e cauza a tot? Da, chiar l-am auzit și pe Gabor Mate la un moment dat, avea o prelegere la o clinică medicală și care se ocupa doar de persoane supraponderale și de obezi mai ales. Și spunea că, de fapt, epidemia, ei spuneau, uite, vedem că e o epidemie de obezitate la toate vârstele. Și el spunea, de fapt, epidemia nu este de obezitate, epidemia este de stres. Și când l-am auzit, m-am dus cu gândul la un experiment despre care am citit, nu mai știu pe la ce universitate, a fost făcut prin America, cu niște șoricei, cărora li s-a legat de coadă o greutate, o pietricică destul de grea raportat la greutatea lor. Și au fost lăsați cu această pietricică 6 luni de zile, socare zi de zi după ei. Șoriceii în 6 luni au devenit obezi, pentru că felul în care ei se protejau de disconfortul acelei greutăți era să mănânce. Același lucru se întâmplă, e un fel de cerc vicios, cu atunci când avem un exces de reguli în viață, un exces.